Dacă ne lipsește regele divin, dacă ne lipsește un tată bun, ce putem să, ce să alegem de noi? Praful, de fapt. Și de asta zic, cu atât, de aceea este atât de importantă, cred, o astfel de carte. Că ea vine într-un fel să umple un gol, vine să umple un gol. Vine să ne aducă aminte de lucruri pe care nu le mai știm, pe care le-am uitat, de nevoi pe care le-am uitat. Că asta e foarte important de spus. Nu e neapărat o carte care ne spune, nu ne dă rețete ce avem de făcut, ci ne aduce aminte de după ce anume tânjește sufletul unui băiat care vrea să devină bărbat. E foarte important. Măcar îți dă o direcție. Măcar îți dă o hartă. Măcar îți spune, uite, cam prin ce trebuie să treci. Ar fi bine să te însoțească cineva pe drumul ăsta. Dar cam asta e direcția. Dragilor, bine v-am regăsit la un nou episod al rubricii Cărți Deschise pentru Minți Deschise. Astăzi un prilej, o spun cu toată sinceritatea și cu toată asumarea, un prilej de mare, mare bucurie, pentru că vom vorbi despre o carte cu totul excepțională, o noutate editorială, cum îmi place mie să spun, un eveniment cultural, un eveniment spiritual și, de ce nu, o carte foarte, foarte mult așteptată. Iată, a apărut în sfârșit această minunată carte. Este vorba despre Iron John, redobândirea masculinității și cele 8 etape ale devenirii, de Robert Bly, o carte publicată în colecția Arhetip a editurii Herald. Și m-am gândit că cele mai îndreptățite, cele mai potrivite persoane cu care pot să discut pe marginea acestei cărți, Andrei Găitănaru, istoric al ideilor, psihoterapeut, și Monica Daniela Găitănaru, formator în referențialul arhetipilor personale și de asemenea psihoterapeut, doi prieteni foarte dragi, despre care am mai vorbit de-a lungul timpului și am mai făcut ediții ale rubricii Cărți Deschise pentru Minți Deschise pe subiecte foarte, foarte interesante. Aș începe discuția noastră cu un foarte, foarte scurt citat, extras din volumul Iron John, Redobândirea masculinității și cele 8 etape ale devenirii, de Robert Bly. Povestea noastră oferă o învățătură diametral opusă. Ne spune că acolo unde se află rana unui bărbat, acolo va fi și geniul lui. Oriunde apare rana în psihicul nostru, fie că este vorba despre un tată alcoolic, o mamă sau un tată care te rușinează, te pune într-o postură jenantă, o mamă abuzatoare, fie că aceasta provine din izolare, dintr-o dizabilitate sau dintr-o boală, acesta este tocmai locul din care va veni principalul nostru dar pentru comunitatea din care facem parte. Iată, Andrei Găitănaru, traducătorul acestei minunate cărți, hai să spunem așa, într-o dublă postură și aceea de sau într-o triplă postură și aceea de traducător, iată, a unui text foarte important, dar de asemenea și psihoterapeut și nu în ultimul rând tată de băiat. Pentru că vorbim despre, și vom face pe parcursul discuției noastre și cu Andrei și cu Monica, niște analogii, niște paralele cu alte două cărți superbe din aceeași colecție, din colecția Arhetip, care au legătură cu discuția noastră. Este vorba despre Joseph Campbell, eroul cu 1000 de chipuri, mitul eroului, călătoria eroului și misterele femeii, de Mary Esther Hardwick. Andrei. Păi, în primul rând, sunt foarte emoționat că în sfârșit putem vorbi despre această carte. Și îți mulțumesc pentru că tu ești cel care a facilitat, am venit cu propunerea acestei traduceri, tu ai primit-o cu toată deschiderea, ai dat-o mai departe și editura pe care tu o reprezinți a fost foarte deschisă. Și iată că s-a întâmplat, am reușit să o scoatem la capăt. Și nu mă miră, zice că ai venit cu o întrebare și ai ridicat o problemă grea, adică te-ai dus acolo unde doare, te-ai dus la rană. Și doare și la propriu și la figurat, pentru că, știi, în timp ce chiar ce traduceam pasajul respectiv, mă gândeam că, da, sigur, rezonează cu o temă, sau are legătură cu o temă foarte cunoscută pentru universul psihoterapeutic, și anume tema terapeutului cel rănit.
faptul că orice terapeut, pentru a putea fi cu adevărat un terapeut, e important să fie în contact cu rana lui, cu rănile lui, de unde își poate găsi de asemenea și resursele de vindecare. Și da, când citeam și traduceam cuvintele acestea ale lui Robert Bly, îmi puneam în egală măsură exact această întrebare. Cum se întâmplă? Pentru că această o carte pe care mi-am tradus-o și mie, aș vrea să o spun dintr-un început, am tradus-o pentru mine. Scuze de paranteză, că e și emoția aici, joacă cuvântul, dar un psiholog analist mare, Tom Kelly, cu care m-am întâlnit un dat în contextul unui concurs, a unei admiteri, și despre care am vorbit cu proiectul de traducere a acestei cărți, mi-a spus cu foarte multă căldură, măi, dar tu ai tradus această carte despre masculinitate pentru tine, în primul rând. Este o traducere a masculinității pentru tine. Și am zis, da, așa este, face parte din ceva ce mă preocupă. Și acum mă întorc la ce spunea Bly, ce ai trimis din trimiterea ta. E foarte dificil să mai întâi și mai întâi să-ți vezi rana, să stai în contact cu ea, să știi ce îți lipsește. Un lucru pe care el îl spune, undeva prin prefața cărții, este că drama foarte multor băieți din zilele noastre, mă rog, anii 90 când a fost scrisă cartea, dar a zice că este de undeva de prin zorii epocii industrializării, și cei care vor citi cartea vor înțelege de ce Robert Bly se referă la acest moment anume din istoria culturală a Europei, au fost puși în fața faptului împlinit de a căuta o masculinitate pe care nu o înțelegeau și care nu avea modele. Este o mare problemă. Cu alte cuvinte, avem o rană, dar nu o recunoaștem. E ca și cum simt că mă jenează ceva. Dar nu știu de unde vine durerea, de fapt. Simt că îmi lipsește ceva. Dar poate că în loc să mă uit la nervul sciatic, mă descalț să mă uit în pantof. Bă, dacă nu, cumva e o piatră acolo. Și pentru că nu mai avem, într-un fel, modele masculine sănătoase, pentru că bătrânii bărbați inițiatori au cam dispărut din viețile noastre, spune Robert Bly, căutăm cu toții să reinventăm pe cont propriu masculinitatea, băieți fiind. Cei mai mulți dintre noi eșuează, câțiva reușesc, dar nu prea apucă să devină modele pentru ceilalți, pentru că, în primul rând, pentru a putea disemina învățătura, e important să fii recunoscut ca un om care a avut succes, să fii căutat pentru asta, astfel încât să dai mai departe. Iar procesul nu este el însuși unul de scurtă durată. Tot undeva în carte e un pasaj minunat în care Robert Bly amintește despre un studiu antropologic în care un bătrân inițiator dintr-un trib, cred că un trib african, nu, un trib aborigen, a fost întrebat dacă, în calitate de bătrân, bărbat, inițiator, a înțeles despre ce este vorba cu masculinitatea. Și răspunsul lui a fost, după atâta timp de făcut inițieri în această privință, am început să pricep și eu câte ceva. Cu alte cuvinte, și aici subliniază foarte frumos Bly, inițierea nu este un moment anume în viață. Inițierea este viața, de fapt. Sigur, sunt momente în care punctăm treceri, în care un sens ne este dat suplimentar, în care, să zicem, băiatul este desprins din lumea mamei și extras de acolo și plasat, introdus într-o lume a tatălui, într-o lume a masculinității. Dar nu e ca și cum el devine bărbat pe loc. Nu e o problemă de geografie. Sunt atâtea cazuri contemporane în care, să zicem, un băiat este luat de sub aripa protectoare a mamei și trăiește cu tatălui, pentru a trăi cu tatălui. Dar nu devine bărbat pe loc.
Mai mult, la început, el nu înțelege despre ce este vorba în această masculinitate. Ba chiar se împotrivește masculinității, pentru că, cum spune Robert Bly, el a învățat până acum să trăiască, să vadă lumea prin ochii mamei. Exact. Și deodată lucrurile se schimbă. Deodată, acolo unde mama se îngrijora, tatăl este indiferent, senin, bășcălios. Parcă îl scoate pe copil un pic din zona de confort. Îl scoate radical din zona de confort. Gândește-te că, o spune și Campbell, descrie mult în erou pe o mie de chipuri asta, ritul de inițiere în care băieții extrași din lumea mamei mâncau uneori o bătaie de la bărbați pentru a primi rana, rana din care vine darul, pentru a fi în contact cu durerea, pentru a fi extrași din zona asta de, cum spunem noi acum, pamperizare, de răsfăț matern. Sau puși să treacă prin probe dificile. Sau uneori îngropați, literalmente, devii imediat apoi dezgropați pentru a renaște ca bărbați în această lume. Dar dincolo de toate aceste gesturi și obiceiuri și rituri, ritualuri, transformarea nu se întâmplă pe loc. E nevoie de metabolizarea ei. Și pentru aceasta avem viața, de fapt. De aceea trăim, ca să ne confruntăm cu modul în care am interiorizat sensul primit. Iar cartea lui Robert Bly descrie foarte frumos această etapă și foarte, nu frumos, foarte, foarte viu, foarte dureros. Foarte dureros în sensul de pătimitor, se simte. Pentru că vorbește despre necesarea coborâre, necesarul catabasis, îi spune el. Când ieșim din puful ocrotirii materne sau parentale și cunoaștem sărăcia, asperitățile, fricțiunii lumii, fricțiunii acestei lumi, în care nu mai suntem niște prinți, în care suntem niște oameni aruncați în lume. Vorba lui Heidegger. Suntem azvârliți. Și în care trebuie să ne găsim sensul și în care trebuie să străbatem această gaură adâncă în care sensul nu își prea face apariția din prima. La început e vorba despre multă rutină, multă asperitate, multă fricțiune, a învăța răbdarea. Depresia este un prilej prin care, într-un fel, înveți o formă de răbdare paradoxal, că o străbați. Depresia nu se fentează, o spune și Bly. Cei care au învățat să rămână cool în fața depresiei au pierdut miza, au pierdut ocazia. Nu poți să rămâi cool, trebuie să te doară, tocmai ca să-ți găsești cu adevărat sensurile și darurile. Pentru că acolo unde, de pildă, ca să ilustrez, acolo unde, de pildă, ceea ce ai suferit în copilărie este o absență a validării, faptul că nu ai fost văzut de părinții tăi, nevoile tale absolut subiective, copilărești așa cum sunt. Aici apare un gol, aici apare o rană. Dar darul cu care vine rana poate fi chiar empatia. Faptul că tu, ca unul care nu a primit empatia, o poți manifesta. Știi cât de importantă este. Am să revin cu o întrebare puțin mai târziu. Acum m-aș duce în celălalt registru și aș întreba-o pe Monica. Mi s-a părut foarte interesant în descrierea cărții un aspect. Cu siguranță este o carte pentru bărbați, sau cel puțin în aparență, da, dedicată unor probleme bărbătești, da, legate de masculinitate. Dar este și o carte pentru femei. Și ce mi-a plăcut? Spune așa, Iron John este o carte pentru bărbați, pentru cei care simt că au parcurs un drum lung și anevoios până la recunoaștere și la a fi bine cu ei înșiși ca bărbați. Apoi, este o carte pentru femei, pentru cele care vor să se apropie de spiritul masculin și să vadă lumea cu alți ochi,
sau care privind în oglinda celuilalt sex vor să învețe despre sine și despre viață. Cum ai comenta aceste rânduri? Mi s-a părut minunat să observ paralela pe care o face în multe dintre explicațiile pe care le oferă Robert Bly, în atât cât am citit eu din carte, mărturisesc că nu am apucat să o termin, între dinamicile interioare feminine și cele masculine. Adică am observat această nevoie de a le oglindi și ca și când în multe aspecte li se adresează în mod cuprinzător ambelor sexe. E ca și când facem un efort de a traduce de pe limba unuia pe limba celuilalt, astfel încât să creeze punți generoase de comunicare, de înțelegere și de empatie între cele două polarități, femininul și masculinul. Din punctul meu de vedere, atât cât am citit din această carte, a fost foarte, foarte reconfortant, pentru că, pentru mine personal, este prima dată când citesc într-o carte scrisă de un autor masculin anumite descrieri pe care le face psihicului bărbaților zilelor noastre, care se regăsește atât de mult și în viziunea femeilor cu care lucrez și am avut ocazia să lucrez în ultimii ani. Și este ca și când nu doar că există acest bărbat care observă la rândul lui lucruri pe care și noi le vedem și într-o anumită măsură ne confruntăm cu ele și cu dificultatea de a, poate de a le înțelege, poate de a le gestiona pe deplin. Mai mult decât atât, e ca și când ne oferă o privire, o incursiune în culisele psihicului masculin care să poată să devoaleze, să dezvăluie aceste rădăcini sau cauze ale diferitelor tipuri de aspecte ale masculinului, fie în moliciunea lui, cum o descrie el, mai ales după anii 60, fie într-un anumit tip de duritate, de intransigență, de tăioșenie, poate, care este specifică acelui bărbat care a trebuit să supraviețuiască și să susțină viața într-o manieră, în primul rând, bazată pe putere și forță. Crezi că citind o astfel de carte, o femeie, ne referim acum, ne imaginăm o relație de cuplu, da, în care el își cumpără această carte, o citește și ea din curiozitate, ce citești tu acolo? Vreau și eu, da? Și începe să citească și îi place cartea. Da? Crezi că o astfel de femeie, o astfel de partener ar putea să înțeleagă mai bine natura bărbatului? Și aici mă refer la faptul că, cu toții am avut parte, poate, de niște răni, că am tot vorbit despre copilul interior, despre rănile din copilărie, despre relația pe care am avut-o cu părinții, am avut poate unii părinți abuzatori și așa mai departe. Normal că nu stai să faci o anamneză în istoricul partenerului și să vezi, bă, ce probleme ai avut tu acolo, da? Dar citind o astfel de carte, mă gândesc că îl poți înțelege mai bine. Îi poți înțelege, uite cum spunea puțin mai devreme Andrei, îi poți înțelege o rană sau mai multe răni sau stai puțin anumite tipare comportamentale pe care el le are, da, și care mie ca femeie, să zicem, nu-mi plac, oare de ce le are? Ce răni au stat acolo? Cum a fost relația cu tatăl lui? A trecut el sau n-a trecut printr-un proces de inițiere, exact cum foarte bine spunea Andrei, pentru că acest proces de inițiere aproape că îl vedem cu foarte, foarte mulți ani în urmă, zeci, poate sute de ani, sau mai vedem în, eu știu, la diverse triburi unde există foarte multe astfel de procese în care tinerii ajung să treacă prin această inițiere. Ori la noi există probabil în zilele noastre un confort atât de mare încât, da, doar dacă avem niște modele parentale foarte bune, mai avem șansa să dezvoltăm
iată, această masculinitate. Altfel, din păcate, știi, cineva spunea odată, unde sunt, apropo de politică, în politica românească, știi, că nu e niciun bărbat adevărat, da? Unde e un Titu Maiorescu? Unde e un nu știu ce? Și dădeam exemple, vezi, ne întorceam la niște bărbați de stat, da? Pe care acum ne avem. Deci, iată, cred că dacă ne uităm așa în mai multe sfere ale vieții, vedem că nu prea mai avem repere sau nu prea mai avem niște modele, cum spune Andrei. Da, da, da. Este foarte important și foarte adevărat faptul că, într-adevăr, această carte ne facilitează, dacă nu să ne explicăm precis care sunt rănile partenerilor noștri, cel puțin să le putem intui. Să putem să ne imaginăm cam în ce etapă sau în ce stadiu al procesului lor inițiatic se află în funcție de descrierile pe care le face cu foarte multă claritate, așa cum spunea și Andrei, le face într-un mod foarte, foarte viu și ușor de recunoscut, pentru că el creionează niște portrete ale acestor bărbați cu care ne putem întâlni în zilele noastre, în diferite registre. Și nu doar că le descrie cu multă claritate, dar ne ajută să percepem și carențele sau rănile pe care se bazează dezvoltarea unui anumit tip de comportament sau de temperament. Și el vorbește, inclusiv spune la un moment dat că, uite, povestea cum mersese la un moment dat într-o sală de teatru și privind de jur împrejurul lui, majoritatea bărbaților care erau prezenți acolo, bărbați cu un anumit statut intelectual, cultural, social, erau în cea mai mare măsură bărbați moi, considera el, cu un temperament moale. Adică acei bărbați care învățaseră să fie eleganți, empatici, să aibă un anumit tip de receptivitate față de emoțiile, față de trăirile femininului, să privească cu o cu totul și cu totul altă aplecare universul feminin față de tații sau față de bunicilor, dar în același timp, ceea ce răzbătea din prezența, din energia acestor bărbați era un anumit tip de nefericire, un anumit gol, o anumită lipsă. Și mi se pare că în momentul în care descrie exact de ce acești femei au nevoie, de ce acești bărbați au nevoie de un anumit tip de femei puternice în jurul lor și care sunt acele carențe și lipsuri pe care se bazează dezvoltarea comportamentului lor, pentru noi, ca femei partenere ale acestor bărbați, contribuie foarte mult în a putea să ne explicăm și vulnerabilitățile și zonele acelea din care poate că se nasc anumite neputințe, astfel încât, mai degrabă decât să dezvoltăm un anumit tip de nemulțumire sau voci critice la adresa lor care nu fac decât să adâncească această durere din interiorul bărbaților respectivi, putem să ne conectăm la acea inimă feminină care, prin iubirea ei, poate să împuternicească bărbatul, poate să îl elibereze și să îi restituie într-o anumită măsură măreția sa, sensul propriei suveranități și regalități masculine, pentru că pe lângă pântecul matern care naște, aduce pe lume băiatul, consider că și inima femeii iubite poate să genereze un alt tip de naștere sau de renaștere a bărbatului prin felul în care îl vede, îl validează, îl prețuiește și știe să se raporteze la el foarte bine așezată și ea pe propriul rol feminin. Pentru că dacă nu ne întoarcem fiecare în ceea ce ne este specific, e foarte ușor să se inverseze aceste polarități și să ajungem în diferite tipuri de dezechilibre. Era și o vorbă, dacă nu mă înșel, spatele oricărui bărbat de succes stă o femeie puternică? Parcă așa era, dacă nu mă înșel. Da, da, da. Parcă așa era. Andrei, o carte, n-aș continua cu clasica întrebare, de ce ai recomandat carte? Cu atât mai mult cu cât nu ești doar un simplu cititor sau pasionat, ci, iată, traducătorul acestei cărți.
Dar este o carte și pentru specialiști, pentru psihologi, psihoterapeuți, dar în egală măsură și pentru publicul larg, pentru cei care, hai să spunem, uite, pentru bărbații care, da, vreau să văd niște repere, vreau să văd cum e cu redefinirea masculinității, vreau să știu ce îmi lipsește. Da, fiecare bărbat, mergând pe ideea aceasta, domnule, vreau să fiu un bărbat, da, adevărat. Este un mit, este un lucru real? Ce înseamnă de fapt toată asta? E o întrebare foarte bună, pentru că atinge exact, într-un fel, substanța spiritului din perspectiva căruia Robert Bly a scris această carte. În primul rând, da, este o carte care poate fi citită și care e, a zice, de citit de către psihoterapeuți și psihologi și specialiști. E foarte importantă. Este echivalentul femeilor care aleargă cu lupii, a Clarisei Pinkola Estes. De altfel, el și trimite către această carte în undeva chiar din primele pagini. Dar nu o face academic. O face foarte liber, o face foarte accesibil. Este un povestitor. De fapt, el ce face este să comenteze o poveste culeasă de frații Grimm, Rotten Hans. Ion ce în roșu l-am traduce noi, dar ce bine că l-am lăsat așa, Iron John, în engleză. De fapt, el comentează o poveste și o face foarte riguros, se simte logosul masculin aici, arhetipal masculin, dar în același timp o face foarte liber. Și de ce spun că întrebarea ta trimite către o parte substanțială a cărții, a mizei acestei cărți? Pentru că această carte vorbește foarte mult despre dimensiunea instinctuală a masculinității, pentru că Iron John, de fapt, reprezintă, este imaginea bărbatului neîmblânzit, a bărbatului care nu este cu totul supus cutumelor sociale, așteptărilor celorlalți, bunei creșteri pe care mama, tatăl ne-au inculcat-o din anii copilăriei. Este vorba despre libertate aici. Este despre racordul la acest arhetip al bărbatului neîmblânzit, al bărbatului liber, care nu este un descreierat, nu este un sălbatic, nu este un ieșit din minți neculturalizat, nu e un mitocan, ci este un bărbat suficient de puternic în care își poate lua libertăți în mod asumat și reflectat, care are curajul să-și vadă de el, fără prin asta să fie un sălbatic, adică un om care este crud cu ceilalți, căruia nu-i pasă de ceilalți, care este non-empatic față de ceilalți, ci este mai degrabă un bărbat care a învățat să se iubească pe el, să se asculte, să știe dorințele și nevoile și ca atare, dacă vrea, poate să fie un foarte bun ascultător și al celorlalți. Nu din obligație, nu din preocuparea de a da bine în poza socială, ci pentru că are ureche pentru ei. Și pentru că în acest moment are și chef. Foarte important. Este o generozitate combinată cu autenticitate. Ca atare, cartea, a zice că nu este ca atare, nu este de citit doar de către specialiști, ci că a zice că este foarte important să fie citită de către toți cei aflați în căutarea masculinității interioare, fie că sunt bărbați, fie că sunt femei, pentru că încheie iungiană dimensiunea masculină din interiorul fiecarei femei este foarte importantă. Și pot spune că am chiar o pacientă care a citit, a cumpărat cartea de la voi și a citit-o, sau a început să o citească și a descoperit că este ei extrem de relevantă. Era foarte bucuroasă că a putut să se apuce de această carte, pentru că simte că îl înțelege nu mai bine nu doar pe fiul ei, ci îl înțelege mai bine, se înțelege mai bine pe ea însăși. Și se simte asta de-a lungul întregii cărți. Este vorba despre o scoatere la iveală. Poate că această carte n-ar fi fost necesară dacă instituțiile, într-un fel, instituțiile inițiatorilor, bărbați și femei, ar fi rezistat în timp. Și nici cartea Clarisei
dincolo de estez, n-ar fi fost nici ea necesară dacă am fi avut în continuare de la cine să învățăm. Dar nu mai avem de la cine să învățăm. Și o spune și Robert Bly în America lui și poate în Europa de vest, spune el, poate preoții mai au puțin habar despre asta pentru bărbați. Și cred că și eu pot completa și la noi. Poate că unii dintre preoți mai pot face asta, dar nu toți. Pentru că, de fapt, realitatea cea tristă este că fiecare ne căutăm un model de masculinitate și încercăm să-l găsim pe unde putem. Dar este totul foarte subiectiv și foarte relativ și foarte dezorganizat. Fii atent, îmi cer scuze, mi-a venit o idee și vreau să nu-mi scape. Apropo, ai punctat foarte bine legat de fiecare, ne luăm modelele de pe unde putem, mai ales în societatea, în zilele noastre, în societatea contemporană. Atunci când, cum spuneam în micul extras citat din cartea lui Robert Bly, din Iron John, crezi că unii tineri, dacă nu au acasă niște modele paretale, și mă refer cu precădere la modelul tatălui, da? Un tată poate ferm, hotărât, dar în același timp nu foarte autoritar, adică și empatic la nevoile băiatului, da? Și care să-l asculte, realmente să-i asculte nevoile. Dacă nu avem așa ceva acasă, crezi că tânărul, puber, adolescent, nu știu, 12, 13, 14, 15, 17 ani, se duce spre modelele, nu întotdeauna pozitive, de cele mai multe ori, spre modelele din grupurile de apartenență? Da. Găștile. Da. Grupurile de apartenență sunt, într-un fel, laboratoare de experimentare a masculinității. Exact. Mă refer la băieții aici. Adică, cumva, fiecare experimentează văzându-l pe un altul cam ce a făcut și ce i-a plăcut. Și este un fel de mix. Iau de la cutare trăsătura asta, iau de la cutare trăsătura asta și Doamne ajută, mă rog, să nu neapărat o expresie care apare în vocabularul lor, poate iese ceva bun de aici. De multe ori nu iese. Iar, repet, cei care reușesc cumva pe barba lor, pentru că în sfârșit le-a dat barbă în cazul acela și sunt bărbați, dar nu prea reușesc să dea mai departe, să facă ucenici, ca să zic așa. Mai e un lucru foarte important pe care Robert Bly îmi punctează și la care vreau să mă refer și eu. O temă foarte importantă pentru descoperirea masculinității este branșarea la paternitatea sănătoasă, la tatăl cel bun și protectiv și puternic. Ca să poți să te branșezi la acest tată, ai nevoie iarăși de două ingrediente. Ai nevoie de un tată bun în viața ta, un tată care te-a validat, un tată care te-a apărat, un tată care a fost acolo pentru tine și pe care tu, ca atare, îl poți lua ca model. Aș vrea să fiu și eu ca tata în privința asta, să-l poți idealiza. Și mai al doilea ingredient este branșarea la arhetipul regelui, la arhetipul regelui divin, care branșarea la arhetipul regelui divin, în principiu, se face mai ales prin branșarea la regele terestru. Și spune Robert Bly, și o spunem și noi acum, mai avem astfel de regi buni? Nu prea. Pentru că regele din vechime a fost înlocuit de politician. E dezastru la noi. Și nu doar la, mă rog, de la Robert Bly, cum o spune și el, că a fost o traumă, de pildă, cu moartea lui Kennedy, pentru foarte mulți bărbați. Iar la noi, despre ce vorbim? De aceea, știi, chiar mă gândeam în timp ce traduceam cartea, cât de emoționante au fost momentele de la moartea regelui Mihai. Câtă lume a ieșit pe stradă. Ai fi zis că
Eram o țară, suntem o țară cu adevărat regalistă și regală, dar nu, deși nu, lucrurile nu stau așa. Dansez metaforic, era o țară care și-a pierdut regele. Exact, și pierduse lui regele și avea nevoie de rege. Și au fost foarte mult, erau foarte, am surprins mult în înregistrări și în fotografii făcute chipuri de oameni care, care îți transmitau o pierdere, că pierduseră un rege, o nevoie de rege bun, mai ales că așa cum a avut el viața, a trăit-o din perspectiva unui rege bun și smerit. Foarte important. Care era un contramodel față de imaginea de rând a politicianului contemporan, nouă, în România zilelor noastre. Ori când nu mai ai, ce se întâmplă, ca să mă întorc la întrebarea ta, când nu mai ai un rege bun, este că, pentru că mor regii buni, ne mor de fapt regii divini, regii mitologici se duc, regii arhetipali, iar dacă nu avem nici măcar un tată bun, sau cât de cât bun, dacă avem un tată absent, așa cum sunt, din păcate, într-o formă sau alta, majoritatea taților din zilele noastre, și de ce sunt așa? Pentru că ei n-au învățat să fie la rândul lor tați, n-au învățat să fie la rândul lor bărbați. Pe lângă o altă condiție a înstrăinării și a îndepărtării intrinsecă statutului de tată, despre care Robert Guy vorbește și în care nu o să intru neapărat acum, că mai discutăm jumătate de oră doar pe tema asta. Dar pe lângă asta, dacă ne lipsește regele divin, dacă ne lipsește un tată bun, ce putem să, ce se alege de noi? Praful, de fapt. Și de asta zic, cu atât, de aceea este atât de importantă, cred, o astfel de carte. Că ea vine într-un fel să umple un gol, vine să umple un gol. Vine să ne aducă aminte de lucruri pe care nu le mai știm, pe care le-am uitat, de nevoi pe care le-am uitat, că asta e foarte important de spus. Nu e neapărat o carte care ne spune, nu ne dă rețete ce avem de făcut, ci ne aduce aminte de după ce anume tânjește sufletul unui băiat care vrea să devină bărbat. E foarte important. Măcar îți dă o direcție, măcar îți dă o hartă, măcar îți spune, uite, cam prin ce trebuie să treci. Ar fi bine să te însoțească cineva pe drumul ăsta. Dar cam asta e direcția. Monica, pentru că noi am mai vorbit, o ultimă întrebare, pentru că noi am mai vorbit despre alte cărți, bineînțeles și cu Andrei, tot din această minunată colecție, colecția Arhetip, putem face niște analogii, niște similitudini între această frumoasă carte a lui Robert Bly, Iron John, și mă gândeam la cartea lui Joseph Campbell, Eroul cu 1000 de chipuri, da? Apropo de călătoria eroului și de inițiere, și călătoria lui într-o devenirea bărbatului. Și de asemenea, iată o altă carte minunată, Misterele femeii, de Mary Esther Harding. Dacă acolo vorbim despre misterele femeii și despre tot felul de rituri de inițiere, iată, în cartea lui Robert Bly putem să spunem că vorbim despre misterele care planează asupra masculinității. Da, așa este și, cum spuneai, mi se pare foarte potrivit de citit în paralel această carte sau de avut în vedere oricum și Joseph Campbell cu Eroul cu 1000 de chipuri, pentru că și aici este foarte mult vorba despre procesul inițiatic, este vorba despre diferite etape cu toată simbolistica lor, cu toate semnificațiile și cu nevoile care stau la baza parcurgerii acestui drum eroic. Drumul eroic pe care îl descrie Joseph Campbell în această carte și în multe dintre cărțile lui frumoase, căci mai avem inclusiv Căi ale fericirii și altele în aceeași colecție, redă cumva un anumit tip de traiectorie pe care o putem avea în vedere în călătoria noastră eroică, atât ca bărbați cât și ca femei. Este o călătorie cumva
de întregire până la urmă, iar această întregire presupune de fiecare dată întâlnirea, cunoașterea, vindecarea ambelor polarități din interiorul nostru, pentru a putea apoi să le nuntim, pentru că în fiecare poveste avem la final această metaforă a nunții, care este un fel de încununare și de echilibrare, este metafora armonizării tuturor polarităților noastre. Nunta vorbește despre această nevoie a împăcării și echilibrării femininului cu masculinul interior ca parte esențială a procesului de individuare. Iar cealaltă lucrare foarte dragă mie, Misterele femeii, a lui Esther Harding, este o evocare plină de mirezme foarte vii și foarte intense ale vechilor temple, ale vechilor rituri inițiatice feminine din diverse culturi. Este ca o călătorie, ca un pelerinaj la locurile sfinte din interiorul, până la urmă, inconștientului colectiv feminin, pentru că deși ele ne sunt inaccesibile astăzi la un nivel geografic, totuși, pe harta sufletului nostru sunt încă regăsibile, sunt recognoscibile. Cred că, la fel cum atunci când citim Iron John, nu putem să nu empatizăm cu toate etapele descrise și cu toate personajele pe care le ia în considerare autorul atunci când creează această întreagă tapiserie de sens asupra masculinității, la fel se întâmplă și în Misterele femeii, pentru că e atât de amplu, e atât de generos și de bogat abordat tema aceasta a inițierii în conectarea la femininul sacru și la diferitele sale fațete, atât la fecioară, cât și la mamă, cât și la bătrâna din interiorul fiecarei femei, la latura noastră de preoteste, de prostituate sacre și de tot ceea ce poate să cuprindă universul feminin, inclusiv revelarea aceasta a femininului prin masculin, căci vorbește și despre întâlnirea lui Isis și Osiris și despre multe astfel de forme de înflorire și de rodnicie de plină a femininului, încât mi se par cumva niște cărți de neocolit atunci când vorbim despre drumul nostru către împlinirea atât ca femei cât și ca bărbați. Și pe de altă parte, complementaritatea dintre ele face ca la final tabloul să poată să fie cu adevărat complet și plin de sens. Exact la cuvântul ăsta mă gândeam, complementare, sunt cărți complementare. Dragii noștri, au fost astăzi alături de noi Monica Daniela Găitănaru, psihoterapeut, formator în referențialul arhetipurilor personale și Andrei Găitănaru, psihoterapeut, istoric al ideilor și traducătorul cărții despre care am vorbit astăzi, Iron John, redobândirea masculinității și cele 8 etape ale devenirii de Robert Bly. Deci, iată, traducătorul cărții și soția sa, Monica Petănaru, o bucurie imensă vorbind despre această carte și despre analogiile pe care le-am făcut automat cu alte cărți din această minunată colecție, din colecția Arhetip, Eroul cu 1000 de chipuri, Joseph Campbell și, de asemenea, Mary Esther Harding, Misterele femei. Noi venim, bineînțeles, cu recomandarea de a achiziționa această carte, această noutate editorială, care cu siguranță o să vă placă, pe site-ul editurii Herald, www.editura-herald.ro, și să ne mai urmăriți în continuare, pentru că vom mai avea și alte episoade pe marginea acestei cărți. O carte, cum spuneam, o carte cu totul și cu totul remarcabilă și mult așteptată. Mulțumim încă o dată, Andrei Găitănaru, Monica Găitănaru, dragii noștri, ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, să aveți o zi binecuvântată, o zi minunată și lectură plăcută. La revedere!